Salut, prieteni, bine v-am găsit pe canalul meu. Azi vom juca Conker's Blade, un joc care mi-a atras atenția, îl joc de ceva timp foarte mult, foarte des. Am intrat și într-o casă de români, îmi place la nebunie. Un joc despre o eră medievală fictivă, cu case, cu castele, cu trupe, cu cavaleri, cu tot felul de clase amestecate, un mediu chinez foarte fain. Acum o să intrăm într-unul din multele orașe de pe hartă. Acest oraș este controlat deocamdată de AI. Zice Reginopolis. Orașul regilor. Vreau să fac azi un mic tutorial despre cum să începi acest joc, ce să joci și cum să progresezi mai repede. Bun, am intrat în joc, acesta este orașul. Dacă apăsați tasta Tab, vedeți diferite clădiri în dreapta. De aici poți să iei diferite misiuni, unde vedeți câturile. Aștia se ia în fiecare seară după ora 1 a României, sau poți să cumperi diferite lucruri de la... Poți să-ți cumperi cai, armuri, poți să-ți faci armuri, poți să le recondiționezi. E un oraș medieval în miniatură, e foarte fain. Ai o piață unde poți să vinzi, ai mai multe. Ca începător, tu trebuie să urmărești tot timpul misiunile zilnice, care se activ le vezi de pe tasta L. Ai questurile zilnice. De exemplu, eu am să fac 5 bătălii în sigiuri sau în orice astea. Am să mă duc să fac niște fif questuri pentru casă și am de colectat niște resurse. Weekly quest-urile iară sunt foarte bune de făcut, dacă ai și compremiu e super, pentru că ții reward-urile ăștia când ai făcut weekly quest-urile, de jos cheile, care te ajută foarte mult să deschizi vault-urile. Eu tocmai aici am terminat de făcut weekly quest-urile. Și o să încerc să vă mai arăt în primul rând despre caracter. Caracterul, ca să vezi ce caracter ești, apeși tasta P. În dreapta ai loadout-ul. De exemplu, ciocan, sabie. Eu joc pe longsword. Armura. Am și o mânușă epică, legendară, scuze, care e destul de faină. Dacă ai 4 bucăți de același fel, primești un bonus. Deci încercați să vă faceți cât de cât să fie cam de același fel. Dacă dai pe skills, poți să vezi și alte clase care poți să le deblochezi. De exemplu, ai longsword-ul. E un caracter înarmat cu un scut și o sabie scurtă, care are foarte multe abilități faine. De exemplu, are asta cu scutul. Mai longsword-ul care îl joc eu, care are cea mai tare ultimată după părerea mea de spart. Class of Shields. Ai Sally Fortu. Ai Knights of Vows, care te ajută foarte mult la viteză și după cum vedeți scrie, îți dă un bonus de speed ție și aliaților tăi pentru 9 secunde. Dar cea mai tare la Longsword este atributul Mercy of Heaven, care te ajută să-ți regenerezi la fiecare 10 secunde câte 2% din viață și poți să le dai și la ceilalți 10%. Ai Shield Bash-ul, care poți să izbești în trupe și în ceilalți. Ai With Valor, care te ajută foarte mult
la atac, la damage. Și mai ai paladinul, care te ajută să ai ca un fel de, cum să zic, de stun. Îl faci pe celălalt să nu îi reduci viteza cu 50%. După aia e maulul, care mă chinui de ceva timp să-l deblochez. Și încă mai am de făcut misiuni la el. Cum vă ziceam, trebuie să urmăriți să vă faceți dailurile. Cel mai ușor, și o să vă spun un hack de a face dailurile, la 5 battles vă duceți la training, training battle, enter battle, durează 3-4 minute, le faceți rapid, 5 ai terminat. Dacă jucați siege-uri, o să fie mai greu. E mai mult, siege-ul durează cam 15-16 minute, pe când training battle-urile toate rapid, în jur de 10 minute le faci pe toate. Bun, am intrat în training battle, o să-mi selectez niște trupe. Îmi vreau să-mi iau niște cavalerie, să mă joc puțin cu ea. Training battle-urile, ai nevoie să cucerești A, B-ul și C-ul. Să-mi iau totuși de rezervă niște alebardieri. Vreau să vă vorbesc totuși despre caracter mai mult. Despre personaj mai bine zis, nu despre caracter. Aici în engleză zice character. Și despre cum vă puteți pune punctele ca să aveți cât mai multă eficiență. Ok. Deci cum v-am zis, în dreapta aveți armurile, vi le faceți la armurier, să le primiți. Aici aveți puncte, viața, experiența, doamne, scuze, și aici undeva aveți viața maximă, stamina, critical value, critical defense, piercing and damage, slashing damage, blunt, armor penetration, slashing and bound. Ok. Acestea se dau în funcție de cât pui tu aici la caracter. De exemplu, dacă pui la strength, îți mărești piercing damage-ul și penetration-ul. Ok. Dacă pui la agility, iar mărești cu 6, din nou slashing-ul și piercing-ul. Dacă pui la armor, iei câte 3 puncte la apărare. Dacă pui la toughness, îți mărești viața. Eu am mers pe 70 la armor și 25 la viață. Dar longsword-ul ăsta se joacă altfel. Așa că o să dau reset la puncte. Ai un reset gratuit pe fiecare săptămână. Și am, după cum vedeți, am 72 de puncte care pot să le pun unde vreau. Până la nivel 60 voi primiți puncte. Dacă le puneți aiurea, o să trească să resetați din nou. Dacă le puneți corect, adică cum ar trebui să, ca să jucați caracterul acesta de longsword, atunci nu o să mai trească să le resetați din nou. Dar, având în vedere că e gratuit fiecare lună, puteți să vă jucați cu diferite combinații de pus puncte și de skill-uri. Mulți merg pe full armor, dar mulți joacă poate maulul, ciocanul adică, și atunci full armor îi ajută foarte mult pentru că ciocanul dă foarte mult damage și atunci nu e nevoie ca să bagi mult în toughness sau să bagi în strength sau în agility. O să vă arăt pe rând cam ce fac fiecare. Dacă bagi în strength, să zicem, îți apare aici la slashing și la blunt îți apare un plus 6. Dacă bagi, să zicem, în agility, în armor, îți apare la piercing defense și slashing și la toate defense-urile plus 3. Dacă bagi în toughness, îți apare la viață mai mult.
se poate juca jumate armură, jumate viață. Ar fi o combinație bună. Mulți din jucătorii vechi recomandă armură. Dar alții recomandă să bagi numai în toughness și să crești viața. Ideea e că dacă tu ai o sabie care nu dă damage mult, dacă le bagi toate, să zicem, numai în armură sau numai în viață, o să dai un damage foarte puțin. Și atunci tu trebuie să te bazezi în luptă foarte mult pe unități, nu pe astea, cum le zice, pe skill-urile tale de luptător singur. Bun, haideți să încercăm să ne jucăm puțin cu punctele și să luăm puțin calculatorul. Și avem 72 de puncte. 72 împărțit la 2. Vin 36 de puncte la armură și la viață. 36 de puncte la armură și la viață. Dacă punem, am putea să facem altfel. Am putea să punem 30 cu 30. Și că vine. Ok, 30. Ok. Și în teorie avem 17 cu 30. Ok. 17 cu 30. 47 de puncte. Și dacă vă uitați, mi-a crescut viața la 23.037 din 22. Deci cu 3.000. Ne-a crescut armura cu plus 90. Defensul. Dar nu avem piercing deloc. Mai rămân 12 puncte. 12 puncte ar veni 6 cu 6. La fiecare. Dar putem să băgăm în strength. Și atunci ne crește slashing damage-ul și blunt damage-ul. Sau putem să băgăm în agility, ne crește piercing-ul și slashing-ul, armor penetration. Și atunci cum să facem? Eu aș face, dacă dăm auto-assign, după aia nu mai putem să resetăm. Dar cum putem să facem? Băgăm doar 10 în armură. Ia uitați cum crește viața că băgăm aici. Băgăm 52 în toughness. Viața este 23037. Și piercing, slashing armor, blunt armor. Ai 5 și mai bag 30. Și am 5200 la viață. Am 42 la piercing, 18, 18, 42, 30, 30. Aș mai băga mai puțin la armură. Ba numai 5 și ba la strength. Mai bag 3. Iați 5500. Pentru că caracterul vostru nu e de bătaie. Caracterul vostru este de... să stai în spatele trupelor, dacă o să jucați cu lonsword-ul.
Stai în spatele trupelor și să te joci. Ok. Să dau apply la points. Deci dacă vedeți, crește, scade, crește, scade. Ăștia, eu zic că sunt ok așa. Și mi-am făcut caracterul. Am 23.037 viață. Piercing damage 1403, 1230, 603, ok. Plus bonusurile de pe armuri. Bun. Și acum o să umblăm puțin și la astea. Avem With Valor. Care ne dă șansă să avem damage 203%. Bashing Slashing damage 1306 de puncte. Shield Bash-ul este bun pentru trupe și unități. Și are reduce atacul la țintă, dă un stun și așa, dar o să folosim Paladin 3-ul. Mercy Heaven. Paladin 3-ul le reduce la țintă 50% pentru 6 secunde. Mercy Heaven îți dă viață și Seal Bash-ul. Asta, Class of Shield, sorry. Îți dă de dărâmă trupe. N-am mai deblocat astea că n-avea rost pe aici. Ca să deblochezi 3 puncte și skill page-uri. Ok. Bun. Bun. De pe tasta G apăsăm. Aveți, cum v-am zis, Training Battle, Field Battle, Siege Battle, Clear Ruins, Snowstorm-ul. Snowstorm-ul e acum băgat pe perioada iernii. Eu o să joc niște Siege Battle-uri. În care am de deblocat niște misiuni la niște unități. Ca să deblochez mai repede niște unități mai speciale. Dai pe tasta F5. Ai aici mai multe sezoane. Începeți prima dată cu primul sezon, cu sezonul 2. Deblocați Nankani. Eu am terminat. Văd niște unități de range foarte bune. Sezonul 3, sezonul 5, 4, 6. Eu vreau să merg acum să deblochez de la Zaikani ăștia Militia, vreau să deblochez unitățile astea Star Wars-i, toată lumea joacă cu ei, sunt foarte buni. Și mai am de jucat foarte mult ca să-i deblochez. Trebuie să urmăriți misiunile ca să le blocați. Ia uitați câte aveți de făcut, multe. Mai am. Sau dacă vreți și vă ține cardul, puteți debloca cu gold. Ok, bătălia e gata să înceapă. Și o să intrăm într-un clasic Siege. Am văzut foarte multă joacă, multă lume joacă Siege-uri. Siege-urile sunt preferate la tuturor, să câștigi bronz, câștigi experiență la unități. Acesta este loading screen-ul, aici selectezi unitățile cu care vrei să joci. Aceste unități se selectează în funcție de leadership-ul care îl ai. Eu am 700 leadership. Foarte puțin pentru unitățile care le-am, dar asta e. O să selectez să joc cu archebuzierii ăștia. 270 deja mi-au mâncat foarte mult din leadership. Cu Nankani. O să iau niște trupe albastre. O să iau lanjneții care i-am deblocat. Și mai iau o trupă ca să împingă Sigiu. Mai iau un dimense pikeman. Selectez și eu niște arbalete, niște baliste.
Ok, mi-am selectat și o să intrăm în luptă. Loading screen-ul, echipele cu care te bați. Noi suntem albaștri, aia sunt roșii. Adevărat război. Au, am văzut ceva la piață. Super. O să fac un tutorial și despre trading la piață. Mie dacă nu mi-i explicau băieții din house, eu nu înțelegeam ce înseamnă trading, ce înseamnă să faci rost de argint, pentru ce îți trebuie argint în acest joc. Ei sunt pe ziduri. De pe tasta Z puteți să vedeți un fel de overview și vezi unde sunt trupele inamice. Văd că se poate pușa mai mult în dreapta decât în stânga. Ne pușăm în dreapta. De recomandat ca în sigur să jucați mai mult cu unitățile, să jucați cu armura cu ieftină, să nu să vă țineți pentru clanul și pentru ăstea. Hai, m-a luat în brațe, asta e clasii maulului. Și o să mă omoare. M-am băgat ca un taur. Asta e. Să-mi despicați săbici ăsta. E doar ce din nou luptă, nu-i problemă. Super. Units, assemble! Form up! Attack at will! Am tot mergea, am folosit silbeașul. Aici o să pierd. E rău când te mai poți da înapoi. Sărim, are rost. Nu știu să luăm alte trupe, asta e. Le-am pierd. Mergem la supply. De tip să-mi dau și o țără viață. Mercy Heaven. Ok. Hai să luăm pe băieții ăștia. Nu fac treabă, sunt în stare. Stand! Move it! Firm! Form wedge! Fall in! Form up! Ăștia au trei abilități speciale la jneții. Îi pui pe unul, îi pui embrace și pe doi le dai un atac să repet, dormă tot în calea lor. Și după aia, dacă vrei, pe trei au de nici mai mare. Oh, l-au omorât. Felicitări, trupe. Ați văzut? Exact vorbeam aia de trei. Wow, very good for the bracho. Wow, very good, man. Good job, guys. Good job. De-aia e să lăsați trupele să bată. Nu vă chinuiți voi. Important e să câștigăm, dar să opticați de larga nimeni nu pe vreme. Pe unul îi pui să tragă volii. A omorât un erou, super bun. Aia nu știu. Nu știu. Acurăm. Îi omoară prietenul meu. Da.
Our team is about to capture the final flag. Da, capturăm asta. Victoria. Da, la Prius. Dă-te la reset. Hai, deja dă-te. Au luat. Victorie. În victorie primești bronz. Primești tot felul de reward-uri. Bun, ieșim afară din FIF. Facem un party. Ca să ieșim. O să luăm monasticii. Non nobis sed omnibus. O să luăm, pentru adunare de resurse, o să luăm șerfii. Ready to serve. Serfii, adică. Ready to serve. Eu de regulă merg cu 4 serfi, pentru că am 700 lider și mai mult n-am. Puțin totuși la FIF Quest. Campaigns Battle of nici aici. Nu. No. Artă. Ce avem nevoie aici să facem? Rough Cotton Corse Long. Rebeli. 0 din 5 Fine Cotton. Marble. Ok. Ne uităm din nou pe hartă. Cedar nu mai e. Nu mai e. Food, mâncare. Corse cotton nu mai e. Freehold, mâncare. Limonite nu mai e. Ok. Marble. Ok, hai să vedem. Bun, ce să luăm eu? Nu-i. Am toate interzise, numai cu requisition order. Okay, village farm. Nu prea vreau să cheltui requisition order. Mergem la mic. Și am pornit pe hartă. Ok, am ajuns la resursă. Dăm gather. Stăm să plătim o taxă de 2250 plus 750. Ok. Nefiind în teritoriul nostru, nu mai putem să mai dăm o dată gather. Și ca să nu facem drumul deja, dăm cu requisition order. Requisition order sunt niște ordine care le primești și poți să rechiziționezi din orice resurse. Ok, am luat long cotton. Mai consumăm unul, dar la fărăniră să umplem căruța. Sper să nu umplu și să mai fac o dată un drum. Am făcut eu prostia asta o dată. Ok, hai să vedem, dăm puțin pe vagon, mai e,
dar nu știu, deja am făcut daily-ul. Requisition order sunt acestea, mai am 76, n-ai rost să le mirosesc acum. Poate seara luăm vreun castel și avem nevoie. Și atunci mă întorc la Reginopolis din nou, unde am baza. Și ar merge prin... Digenite, eram aici aproape, hai să iau și niște. No. Hai să luăm o căruță și de digenite. Tu suntem aici. Poți să colectezi sau să angajezi în bătălii doar dacă ai mâncare. Și asta este mâncare. Ok. Colectăm. Aici ne arată ce ne dă. Ne dă și de asta. Ca la mine. Ok, hai să verificăm din nou vagonul, nu mai avem loc, mai avem. Hai să dăm și un requisition order. Ok, bun, ajunge. Verificăm vagonul din nou, aproape plin. Țintă Reginopolis și merg la Reginopolis. Ok. Și daily-ul. Avem un minus. Las clipă Reginopolis. Frumos pe săgeat aici. Și go. Da, chiar dacă vă plictisiți și da, vă uitați la hartă mai ușor, uitați-vă peste tot pentru că puteți găsi abandon cards-uri, haturi, uite, ia uite, abandon cards. Și da, e posibil să găsiți niște gold, ăsta niște gold, niște lions, să găsiți bronz, e posibil să găsiți tot felul de kituri, mâncare, ceea ce vă ajută foarte mult. Rebelii cu două capete sunt moderați, rebelii cu un cap sunt easy, și ca să bătesc mai mult aia cu un cap, terminați mai repede. Și aia cu roșu cu semnul, când se activează semnul exclamării, vin după voi. Aia vă atacă. Ăștia care sunt pe aceea vă lasă în pace. Deci, da, puteți să-i atacați voi dacă vreți. Bun, ce ne-a dat? Ne-a dat niște coton. Bun, și ăla. Ok, hai să mergem din nou. Cel mai ușor este, te duci așa. E cam plictisitor să stai să... Vezi cum merge asta pe hartă. Dar asta e. Putem accesa eventurile, dar alea sunt la anumite ore și în anumite zile ale săptămânii. Dacă vreți, puteți să participați și la Rank Battle. Rank Battle-ul ai voie dacă ești peste level 100. Foarte important e ca după ce terminați aceste expediții, aceste siege-uri și toate astea, să vă uitați și la starea trupelor. Cum puteți să verificați ce, dacă trupele voastre sunt rănite, dacă au ceva, trebuie să le faceți upgrade-ul și ăsta, dați pe U. Apăsând asta U, o să vă duceți într-un ecran în care vă apar trupele voastre care le aveți în baracă. Vă apar trupe care puteți să le recrutați. Trupele sunt împărțite în 3 capitole: melee, infanterie, range, infanterie și cavalerie. Aici aveți trupele, după cum v-am zis, care sunt în baracă. De exemplu, în Ancanii ăștia trebuie neapărat reparați. Mai sunt 34 din 100. Mă costă 25.200 de bronz kiturile. Neavând kituri, le plătesc că n-am ceea ce. Acum am 100%.
În partea dreaptă le puteți pune niște doctrine care le dau niște bonusuri, exact ca la caracterele voastre. Și avem aici doctrine rare care sunt albastre, doctrine uncommon care sunt verzi și doctrinele cele mai ieftine sunt doctrinele gri. Voi trebuie să vă căutați, să vă puneți din ce în ce, ce mai bune. Eu am parcă și ăștia până ancani, am 10% acuratețe. Pot să schimb una verde, dar are rost. Asta verde îmi dă increase damage dealt to the hero by 85. Am o doctrină de asasinare, iar la fel bună. Doctrine verzi. Ideal ar fi dacă ați avea numai doctrine albastre sau mov. Fi super mișto. Aici puteți să vă costumați caracterul și scuze. Costumați trupele. Puneți steaguri. Îmbrăcăminte. Trebuie să o cumpărați și cu gold. Dacă v-am zis, dacă vă ține cardul. Le-am mai avea pe ăștia de reparat, dar ăștia nu știu. E o trupă bună, recomand, voi face dacă clipul acesta o să aibă succes, voi face un nou clip despre unități și despre caracterele fiecărora și ce atribute au și despre abilitățile fiecărei unități în parte și modul în care trebuie folosite. Puteți da și pe Unity să vedeți ce putea să mai deschideți. Ce upgrade-uri să faceți. Upgrade-urile vă ajută foarte mult ca să deblocați unități și să vă dea bonusuri. Pe lângă faptul că deblocați cu doctrine. Ok? Mai aveți mercenary units care poți să le recrutezi. Acestea vor lupta pentru tine. În fiecare săptămână se schimbă. Eu am angajat săptămâna asta Imperial Archebuzieri, care sunt unități legendare. Mai am puncte să mai angajez alebardierii, dar deocamdată îi am și n-are rost. Dacă dăm din nou, aici avem technology, aici vă faceți upgrade la felul în care vreți să colectați resurse. Cu cât aveți upgrade-urile mai multe, cu atât colectați mai multe resurse și nu necesită să faceți mai multe colectări, să folosiți Requisition Order. Bun. Apăsăm tasta M, ne arată harta, scuze. Harta regiunii unde ești. Poți să stai pe castel, ai misiune în fiecare zi să faci un fifth quest. Eu deja am mai multe resurse și o să fac un fifth quest. Fifth quest-ul primești onoare. Mai păstrez câteva și pentru mâine, l-aș putea face mai rapid. Dar n-are rost, fiind în teritoriu străin, să ies și să mă bag cu ăștia ca să fac misiuni, să colectez resurse din zonă. Și atunci le mai păstrez. Apăsăm din nou tasta L, verificăm să vedem ce am făcut. Avem You have completed a fifth quest, trebuie să mergem la Warden. Apăsăm tab-ul, ținem apăsat tab, dăm click pe semnul galben. Și am făcut o misiune pe ziua de azi. În care am primit niște bronze și experiență. Ok.
Acestea fiind spuse, a fost o mică introducere în acest joc. Voi face niște tutoriale separate pentru fiecare un lucru în parte, pentru unități, pentru artilerie. Și dacă vă place ceea ce fac și vreți să mai vedeți, dați și voi un mare like, un share, să vadă prietenii și ne vedem la următorul clip. Vă salut! Vă salut și până data viitoare, dați un share, dați un like și un subscribe.